Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, mesagerul de Neam Știri din Neamț. Ca de obicei, înainte de emisiune, au loc schimburi de replici între mine și cel de la emisie, Bogdan. Eu îi spun, hai, dă-i drumul, că oricum nu știu ce vorbesc, la care el vine și spune, ca în fiecare dimineață. Deci, și în această dimineață vom vorbi, nu știm foarte bine despre ce vom vorbi, dar, mă rog, înainte de a intra în substanța emisiunii și a vă prezenta invitatul, ca de obicei, câteva lucruri pe care le spunem apropo de ce se mai întâmplă prin jurul nostru. Ieri, după amiază, am primit proiectele de hotărâre a unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Piatra Neamț, câteva proiecte de hotărâre, dintre care două cel puțin interesante și cu impact, unul imediat și altul cu impact pe termen lung. Proiectul numărul 4, dacă nu mă înșel eu, se referă la acele parcări care vor fi desființate în urma lucrărilor generate de, cum se spune în limbajul acela specific, coridoarele de mobilitate din Piatra Neamț. Va fi un proiect care sigur va genera discuții, dacă nu în ședință, după ședință. Deci vor fi desființate mai multe parcări și, bineînțeles, că trebuie găsite soluții. Soluții destul de greu de găsit într-un oraș și așa înghesuit. Un al doilea proiect de hotărâre se referă la contractarea unei finanțări rambursabile prin emisiuni de obligațiuni municipale în valoare de 100 de milioane de lei sau denominat în moneda euro în vederea refinanțării datoriei publice locale a municipiului Piatra Neamț în sumă de 80 de milioane de lei și asigurării finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în sumă de 20 de milioane de lei. Am citit exact denumirea proiectului de hotărâre pentru că de multe ori aceste proiecte de hotărâre sună ciudat. De data aceasta am vrut să fie foarte clar. Mie îmi plac cel mai mult proiectele de hotărâre care spune așa, proiect de hotărâre pentru modificarea proiectului de hotărâre numărul. Și nu spune nici ce modifică, nici foarte clar cum și din ce cauză. Dar să ne întoarcem la bucătăria noastră financiară de la municipiul Piatra Neamț și să discutăm cu domnul Sorin Potolea, consilier al primarului Andrei Carabelea și un om cu un trecut bancar, ca să spun așa, consistent. Bună dimineața, bine ați venit la cafea. Bună dimineața, mulțumesc de cafea și mulțumesc de invitație. Domnul Potolea, am zis că cel mai potrivit e să discutăm cu dumneavoastră pentru că în primărie, în momentul acesta, la nivelul unei discuții despre emisiuni de obligațiuni, e mai greu de discutat cu cineva care să-ți poată răspunde la întrebări, mai ales că există, cel puțin în zona, să-i spunem așa, de zona economică a primăriei, păreri și păreri cu privire la această emisiune de obligațiuni. Haideți să începem direct. De ce emisiune de obligațiuni și nu drumul clasic? De ce emisiune de obligațiuni și nu drumul clasic? Nu exclude nimeni în momentul ăsta drumul clasic. Creditorul cu care suntem noi și de la care avem finanțarea principală BCR ne-a oferit de-a lungul timpului și soluția clasică. Renegocieri de costuri, reeșalonări de sume. Din păcate, conform legislației pe care toată lumea, mă rog, ar trebui să o știe sau, mă rog, ar trebui să aibă cât de cât contact cu ea, la un moment dat aceste reeșalonări nu prea mai sunt permise de prea multe ori de către un creditor de tip clasic.
BCR. Adică BCR-ul, BCR. Din punctul de vedere al administrației, exact. Nu ar fi o problemă. Sigur că da. Asta nu exclude și o negociere cu BCR. Deci primul pas care va fi o negociere cu BCR. Dacă ei vor avea o soluție consistentă care ne rezolvă nevoia noastră principală, sigur că nu excludem această soluție. Pe de altă parte, ce înseamnă, de ce emisiune de obligațiuni? Încercăm să schimbăm creditorul, pentru că în momentul ăsta avem un singur creditor, BCR, care impune condițiile. În momentul în care schimb creditorul și sunt mai mulți creditori în joc și încerc să negociez cu ei, să fii un partener poate pentru ei, atunci lucrurile devin puțin mai flexibile. Și de fapt, de aici a apărut ideea de obligațiune. Pe de altă parte, facem un pas în spate, câștigăm timp prin emisiunea de obligațiuni și în momentul în care avem acest timp la dispoziție, vom putea alege, iarăși, de-a lungul timpului, chiar și soluția clasică. Deci nu excludem la momentul ăsta și nici în viitor soluția clasică. Bun, acum ședința de aprobare a acestei emisiuni are loc peste 2 zile, parcă, sau pe 15, da, dacă da. Nu mă zile. E de fapt ședința de demarare a procedurilor de emisiune de obligațiuni. Pentru că dacă în cuprinsul hotărârii o să vedeți că există o prevedere în care varianta finală a emisiunii de obligațiuni va fi pusă din nou în aprobare către Consiliul Local. Deci, practic, aceasta înseamnă începutul procedurii. Exact. În titlu nu prea rezultă chestiunea aceasta. De asta l-am și citit cu atenție. Asta este o emisiune care va rămâne, vă spun eu. De asta l-am și citit cu mare atenție. Deci, acum, la momentul acesta, se aprobă declanșarea. Exact. După care pot avea loc, sau obligatoriu vor avea loc și discuții cu creditorul BCR. Cu creditorul BCR, cu principalii interesați de a asigura zona de infrastructură a subscrierii, pentru că va fi nevoie de un intermediar care să ne asigure tot suportul ăsta de achiziționare a obligațiunilor, care face negocierea, intermedierea între noi și cetățean sau investitor. Și va fi o negociere cu BCR, cu oricare altcineva care va fi dispus să ne asigure și o structură națională mare ca să poată asigura penetrare în toată piața, dar în același timp și condițiile pe care le vom solicita noi. Din momentul ăla vom avea un prospect de emisiune pe care îl vom așeza în fața Consiliului Local. Consiliul Local s-ar putea să spună da sau nu. Sigur, noi dorim să spună da, pentru că soluția pe care încercăm să o propunem va trebui să fie flexibilă și să răspundă nevoilor de acum. Putem ajunge în situația, acum mă gândeam, vă rog. Putem ajunge în situația în care, de exemplu, BCR-ul să spună, domne, nu mă interesează să renegociez cu voi creditele pe care le aveți. Zice, da, poate mă interesează să vă iau întreg pachetul de obligațiuni. Să ajungem tot la BCR, dar bine, nu direct. În momentul în care ei vor face, deci există două variante aici. Unul în care ei vor putea să fie structura sau infrastructura care ne ajută să facem subscrierea și atunci nu vor putea achiziționa. Eu am întrebat. Da, sau situația în care va fi alt intermediar, o altă companie sau bancă care va asigura infrastructura de intermediere și BCR ar putea cumpăra zona de obligațiuni. Problema e că nu vor cumpăra netransparent. Deci toată procedura va fi pe bursă. Bine, n-a spus nimeni că eu mă gândeam să nu ajungem în situații, adică bine, putem să ajungem dacă e avantajos. Fii asta a spus. Mă gândeam la situația celebră la Piatra Neamț cu Telegondola, știți? Municipalitatea a garantat un credit cu toate veniturile, da, ei, că așa se face. Municipalitatea plătește rate în contul. În contul băncii finanțatoare, dacă nu mă înșel, așa. Da, din punctul nostru de vedere, cel puțin la ce vedem acum, acolo cred că greșeala principală a fost că nu ne-am asigurat o contragaranție suficientă. Adică chiar dacă acel creditor principal, Alpha Bank, era cu ipotecile de rang 1, important era să obținem acordul pentru rang inferior. În momentul în care noi plăteam, să devenim automat. Absolut. Asta era. Acolo este marea problemă. Da, asta era. Și
problema aia... cred că ar fi fost mai bine instrumentată. În rest, felul în care s-au negociat. Mai bine pentru oraș, în primul corect. Da. Adică dacă tot plătești, da. Măcar să fii proprietar pe ceva. Să fie avut o garanție, o contragaranție în spate. Da. Revenim la obligațiunile noastre. Bun. Mecanismul pe care se derulează o asemenea emisiune este necunoscut pentru marea parte a populației, cea mai mare parte a populației. Pentru dumneavoastră, probabil că este un lucru simplu de înțeles. Aș vrea, din partea dumneavoastră, să mă explicați mie, care sunt un novice în domeniu, dar măcar am citit proiectul, sunt curios câți consilieri îl vor citi. Surpriza e că l-au citit pentru că au mai trecut încă o dată prin Consiliu, da? Și ați văzut. Surpriza e că l-au citit. Așa. Explicați-ne un pic cum funcționează. Eu vă spun ce am văzut eu din afară. Da. Și să spun că sunt un pic mai informat decât mulți dintre oamenii care se uită la noi sau vor beneficia sau nu de rezultatele împrumutului emisiunii. Eu am văzut din afară așa, că a avut loc o ședință de Consiliu Local în care s-a pus acest proiect în discuție, el a fost retras, după care nu știm ce a fost înainte, știu, a venit un domn consultant, domnul Miron, dacă nu mă înșel, nu-i spun Valentin să nu mă duc la casă, deci Valentin Miron, și a purtat niște discuții. Pentru noi cei din afară, întrebarea firească a fost ce caută domnul Miron la aceste discuții cu consilierii. Da. Într-un cadru, nu să-i spunem oficial, ci într-un cadru colocvial. Da, în principiu orice temă din asta mai complicată, să-i spunem așa, în Consiliul Local, poartă și niște negocieri prealabile. Și normal. În principiu cam ăsta a fost scopul întâlnirii cu firma respectivă, de a încerca să lămurim câteva aspecte legate de necesitatea acestei emisiuni de obligațiuni și de a încerca o negociere la nivelul consilierilor pentru a susține propunerea respectivă. Mai degrabă ăsta a fost rolul. Cum gândim noi care nu știm lucrurile, cum se desfășoară. Dacă, de exemplu, eu mă duc și sunt un șef de firmă oarecare care vrea să fac o lucrare și mă duc și discut cu primarul sau cu președintele Consiliului Județean sau cu un ministru și spun, domnule, eu vreau să fac așa, uite așa, 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 și după aceea se întâmplă ca eu să câștig licitația, urmează discuția cealaltă care se poartă pe bază de declarații, subsemnatul, așa. În condițiile acestea al unei emisiuni de obligațiuni care are un mecanism pe care eu nu-l cunosc, este un lucru normal să vină consultantul înainte? În principiu, legea permite, legea achizițiilor publice, pentru că sunt foarte multe instituții specializate și unice în procesul ăsta, adică nu prea ai cum să faci licitații la Ministerul de Finanțe sau licitații la SF sau de sunt instituții de reglementare unice. Legea a permis ca zona respectivă de operațiuni, de subscriere, să nu fie supusă achizițiilor publice. Deci, pur și simplu, se face o negociere între beneficiar și firma de consultanță. Pe de altă parte, e de preferat să lucrezi, în general, cu cei mai buni din piață. Pentru că altfel, în asemenea tipuri de tranzacții, pot apărea riscuri sau lucruri necunoscute. Și am preferat să invităm una dintre cele mai cunoscute firme în domeniu. Nu s-a semnat niciun contract, nu există o certitudine că se va semna un contract strict cu acest consultant. Asta vreau să discutăm. Deci, nu există obligativitatea de a semna cu firma respectivă, nu, chiar dacă ei au făcut consultanță, să-i spunem consultanță. Pro bono. O discuție, da. Mai degrabă. Așa. La orice ofertă specializată, așa cum spunea și dumneavoastră, când vă duceți să faceți ceva mai complex decât faceți de obicei, vă luați câteva informații din piață. În lege se cheamă consultarea pieții. Deci e clar că în momentul ăsta ce am făcut? Noi am făcut un fel de consultare a ceea ce există în piață pe domeniul
respectiv. Deci nu ne obligă nimeni să semnăm strict un contract cu partenerii respectivi și la condițiile impuse de ei, chiar dacă poate sunt printre cei mai buni din piață. Nu asta. Care este rolul unei asemenea firme? Înainte și după semnarea unui contract. Rolul unei asemenea firme este de a-ți asigura parcursul mai facil și mai sigur la instituțiile care asigură succesul unui asemenea procedeu. Pentru că e nevoie de o negociere cu un intermediar, așa cum spuneam mai devreme, deci cu o firmă, o bancă sau o instituție care permite o structură mare națională și permite o subscriere națională, după care e nevoie de o intrare la o agenție de rating, care nu e facilă oricui. E nevoie de discuții cu ASF-ul, cu organismul de reglementare. E nevoie de negociere la nivel înalt cu creditorul principal, cu BCR-ul. Deci, și rolul unei instituții de genul ăsta, pentru că au experiență, au contacte, inclusiv contactele cu potențiali investitori sunt importante în relația asta și ei au o listă de contacți. Ăsta este rolul unei firme de genul ăsta. Îți asigură și succesul, pentru că ei au un comision de consultanță și un comision de succes. Deci ei vor fi plătiți, dacă se va semna cu ei în mod special, dacă nu, un comision de succes. Deci consultanța e undeva, din câte mi-aduc eu aminte, undeva între 20-30 de mii de euro. Cam astea sunt prețurile în piață pe zona de consultanță. Partea principală a costurilor va fi cea legată de comisionul de succes și partea de comisioane pentru instituțiile care intermediază toată subscrierea. În mod normal, domnul Potolea, suma asta de 100 de milioane de lei la nivelul unei municipalități, pe noi ne sperie așa 100 de milioane de lei pentru că știm ce s-a întâmplat cu sutele de milioane de lei cheltuite în Piatra Neamț și pe care plătim și acum dobânzi și din datorie. Dar suma asta de 100 de milioane de lei, în mod normal, nu este o sumă care să sperie o municipalitate. În mod normal. Da. Este o sumă la îndemâna unui agent economic mai mare. Mai mare, nu foarte mare. Mai mare. Da. Nu foarte mare. Da. De aceea, discuția asta nu este o discuție despre valoare, ci este o discuție despre oportunitatea de a lua niște bani în condițiile în care nemțenii s-au fript de mai multe ori cu împrumuturile luate. Și dacă, mă scuzați, că dacă luăm, eu am avut ocazia să mă duc la hotărârile de Consiliu Local de pe vremea aceea când s-au luat banii. Și m-am uitat și în hotărârea de Consiliu Local care era pregătită pentru ședința trecută și în asta. La nivel declarativ, adică la nivelul demonstrației, lucrurile sunt la fel. Nevoia de investiții. Trebuie să facem investiții. Bine, aici trebuie să plătim creditorul ca deci, să... Trebuie să lămurim aspectul ăsta. Nu e o sumă nouă. Probabil că de aici apare undeva îngrijorarea. Dacă am fi discutat în momentul ăsta de 100 de milioane sumă nouă, probabil că ar fi fost un element de îngrijorare mai consistent. O sumă adăugată exact. Sumei existente. Exact. În momentul în care discutăm doar de 20 de milioane suplimentar, e undeva ceea ce s-a aprobat. Euro. 20 de milioane. Nu, 20 de lei. Da. Deci e undeva o sumă care s-a mai aprobat anul trecut și știu că au fost discuții suficiente pe tema respectivă. S-au aprobat, dar nu s-au utilizat. Undeva 16 milioane de lei, dacă mi-aduc aminte, anul trecut. Deci suma în sine nouă e rezonabilă. Ce rezultă în cadrul acestei emisiuni de obligațiuni rezultă niște sume pe care noi nu le mai plătim în următorii ani. Asta nu înseamnă că nu le vom plăti niciodată. Hai, asta, exact. De acum începem să intrăm. Exact. Deci, noi avem o datorie. Exact. Care la momentul ăsta este de... 80 de milioane, 193 undeva la zi, cred că undeva 93, dacă mă uit eu bine în 90 mai... 93 de milioane. 93 de milioane.
Avem la sfârșitul anului trecut un excedent. Aveam un excedent bugetar, nu mai știu cât era, dar era consistent. Pentru că investițiile de anul trecut nu s-au derulat exact cum ar trebui. Deci avem excedentul, avem această datorie și acum spunem așa, luăm 100 de milioane, da? Am 100 de milioane, plătim datoria, deci integral, încheiem socoterile cu BCR-ul pe cele două credite. Da. Și în momentul acela, practic, sumele care de obicei ar fi trebuit plătite în anii următori, ne rămân. Ne rămân. Exact. Deci nu mai plătim sumele alea. Exact. La nivel doar dobânzile emisiunii de obligațiuni. La nivel de bani pentru investiții, ce ne rămâne? Ne rămân cei 20 de milioane, sumă nouă. Așa. Și ne rămân, dacă v-ați uitat în proiectul de hotărâri și, de fapt, în raportul specialitate, ne rămân niște sume, noi le-am spus acolo, degrevări. Sunt acele rate și dobânzi care, în principiu, nu se mai plătesc în următorii ani, 2023, 2024, 2025. Asta înseamnă cam cât? 70 de milioane. Deci 70 de milioane ce nu plătim. Da. Deci ce nu plătim putem folosi pentru investiții. Problema este să avem proiecte aferente, pentru că asta va fi o nouă provocare. Pe care e important cum judecăm lucrurile. Deci vor rămâne niște bani la dispoziția administrației care vor trebui utilizați pentru proiecte de investiții. La nivelul proiectelor de mobilitate acum avem undeva un necesar de vreo 40 de milioane de euro, de 40 de milioane de lei, deci sumă necesară. Chiar dacă din emisiunea de obligațiuni vor veni vreo 20, încă vreo 20 vor fi din sumele pe care nu le plătim în anul următor. Deci plus undeva excedentul. Plus excedentul. Dar mai sunt proiectele de pe PNRR, care la fel. Și acolo estimăm că va exista o componentă de neeligibilitate. Noi acum estimăm undeva vreo 10 milioane de lei. Nu știm exact cum vor arăta proiectele pe PNRR. Anexa 1 acestui proiect de hotărâre, deci undeva la final, dacă nu mă înșel, pagina 22, nu mai contează. Are lista cu împrumuturile care vor fi finanțate prin emisiunea de obligațiuni municipale. Da. Și spune creditul din De la BCR. 2005, 44 de milioane. Tare sunt curios cât a fost creditul ăsta inițial. Aveți tabelul, cred că tot în raportul specialitate, este un tabel acolo în care aveți și concludent. Aveți și sumele, cred că undeva pe la pagina 4, dacă nu mă înșel eu. O să ajungem așa. Celălalt contract de creditare de 36 de milioane și apare... La pagina 5. Aveți și apare denumirea obiectivelor de investiții cofinanțate din aceste, din fonduri nerambursabile. Și avem 10 milioane 500 pentru modernizare cu coridor integrat. Da. A, uite, Bogdan ne ajută. Bravo, Bogdan. Da. Scuze-ne, n-am observat că ne-ai ajutat. Regenerare urbană a coridorului secundar, 5 milioane 600 și reorganizarea coridorului principal, 3 milioane 800. Acolo e doar o bucățică. Deci... 20 de milioane, cei care sunt pentru cele trei mari proiecte. Exact. Asta nu înseamnă că sunt toate sumele. Deci la punctul 3, de exemplu, suma era mult mai mare, dar ca să ne încadrăm în cei 20 de milioane, am luat doar o bucățică de acolo. Restul vor fi asigurați din, ce spuneați dumneavoastră, din excedent și din degrevările care vor rămâne disponibile anul viitor. Da. Deci am lămurit o parte din lucruri. Practic ne rămân 20 de milioane de pe urma emisiunii de obligațiuni. Și banii care ar veni, nu i-am fi plătit în perioada următoare. Exact. Totuși, din tabelele astea, rezultă că vom avea tot un vârf de plată în anul viitor. Nu există anul viitor, dacă vă uitați în tabel. Nu, vorbesc de partea de consultanță. E partea mai degrabă în 2022, partea de consultanță și probabil partea de ianuarie-februarie, când efectiv emisiunea va fi în cont și atunci va trebui plătit comisiunea de succes. Dar undeva sunt vreo 4 milioane grosomodo adunate, care înseamnă nivelul unei rate pe care o plătim acum lunar la BCR. Încă se plătesc 4 milioane, n-au mai scăzut? Vreo 6 milioane plătim în momentul ăsta pentru toate creditele. Deci plătim, pentru că scadențele sunt în fiecare lună. N-am renegociat cu BCR. Din aceste datorii pe care le plătim în afară de credite la BCR, Mai e cec, o bucățică și mai e ceva la Perla, dar foarte puțin. Deci Perla e pe picior de închidere, cum s-ar spune. Creditul. Restul vom vedea ce vom discuta cu creditorii ceilalți și cu
Lichidator. Lichidator, da, da. Avem și acolo o soluție, dar deocamdată să vedem ce va spune judecătorul. Da, încerc să caut acel tabel și... La pagina 5, dacă vă uitați. Nu, acela l-am văzut. Nu. Nu, mă gândeam la economiile realizate în perioada 2022-2027. Da. Bogdan, o să încerc să măresc un pic, dacă voi reuși. Acest tabel. Așa. Și o să vă rog pe dumneavoastră, eu l-am pus mare și pe ecran. Așa. Dacă puteți să ne spuneți un pic, e pe ani, 2022-2027, și avem serviciu datoriei curent, serviciu datoriei cu refinanțare, degrevări, da, cheltuieli pentru emiterea de obligațiuni și degrevări nete. Da. O să vă rog să încercați să ne explicați, ca să înțeleg și eu un absolvent de istorie-filozofie. Nu e nimic complicat. Așa. Despre ce este vorba? Și de ce ne oprim la 2027? Nu ne oprim la 2027. Din 2027 avem de plătit. Începem să plătim. Începe să plătim. Da, și atunci e normal că toți cei 100 de milioane se împart în 3 ani. Care a fost logica acestui termen, să zicem? Până la urmă va fi nevoie de 3 mandate de primar pentru rezolvarea situației de tipul ăsta. Primele, mandatul actual și mandatul următor nu au o presiune foarte mare pe emisiunea de obligațiuni. Pe de altă parte, al treilea mandat de administrație va trebui să facă față acestei rambursări. Sigur, va avea soluția clasică, va avea soluția rostogolirii emisiunii. Ideea e că dacă îi puneam toată povestea asta în primul an de mandat, indiferent cine va fi primarul, dărâmam tot sistemul. Și atunci am preferat ca undeva să înceapă discuția în primul an de mandat și undeva din al doilea an jumătate să găsească soluția. Adică să aibă timpul necesar, indiferent cine va fi primar în momentul respectiv și care va fi administrația respectivă, să poată rezolva în timp problema. Asta nu înseamnă că dacă vom avea soluții în cei 10 ani, nu vom putea plăti. Am înțeles. Haideți să vedem. Vă rog. Pe tabel. Da. Deci în emisiunea de obligațiuni, dacă în 2022, oricât am încercat noi să obținem banii, nu vom putea obține nimic. Și atunci vom plăti în continuare către BCR ratele da, respective. Da. Ceea ce înseamnă că va crește un pic banii care vor crește suma care rămâne da, în urma emisiunii de obligații. Da, nu știm cât. De-aia nu dacă, știm cât. Da, de-aia, dacă ați văzut, noi ne-am dus pe toate estimările la sfârșitul anului 2022. Noi de acolo începem cu calculele, pentru că până atunci, indiferent cum ar fi, plătim către BCR ratele BCR, CEC, ratele la credit și în același timp avem ceva costuri legate de subscrierea de obligațiuni. Dacă vă uitați, cheltuieli pentru emitere, undeva 830.000 milei, acolo sunt zonele care probabil vor fi partea de consultanță, partea de publicitate, partea de agenții de rating, ce reușim să semnăm până la final de an. Grosul cheltuielilor de emitere de obligațiuni va fi prima parte a anului 2023. În cazul în care se aprobă această emitere și ea va fi subscrisă. Exact. Și asta e 1410, care cuprinde practic comisionul de succes. Comisionul de succes, aia e componenta cea mai mare și comisioanele pentru bursa de valori. Bursa de valori și, mă rog, intermediarul care ne va asigura evidența nominală a deținătorilor de obligațiuni. După care avem cheltuieli de 130.000 lei care în principiu sunt costurile, dobânzile aferente emisiunii de obligațiuni. Așa. Bun. Haideți să vedem ce înseamnă partea de sus arată exact care e serviciul datoriei curent. Aici dacă nu am fi avut, dacă nu am face emisiunea de obligațiuni. Da. Și cu refinanțare arată din nou sumele care exact. Așa. Dar asta cu degrevările. Explicați-ne un pic ce înseamnă degrevări și degrevări nete. Deci degrevare înseamnă undeva față de BCR. Nu mai plătim 20 de milioane de lei în 2023. Deci ratele le-am luat noi din scadențar. Deci, iar degrevare netă, dăm jos cheltuielile pe care totuși le avem de făcut. Le avem de făcut. Asta atunci, din 20 de milioane, mai rămân 18 milioane 730 de mii de lei. Da, da.
În rest, în anii următori, deja lucrurile sunt mult mai simple, pentru că nu mai am decât cheltuielile cu emiterea de obligațiuni, nu mai avem cheltuielile... Deci, să spunem așa, că degrevări, alt cuvânt în afară de degrevări, cum se spune, economie... Sume care ne rămân la dispoziție. Sume care rămân la dispoziție, da. Ar fi vorba de 59.000, 60.000 de... La momentul 60 ăsta, de milioane. Da. 60 de milioane de lei. Toate sunt estimări, pentru că luați în calcul ce s-a întâmplat cu roborul și ce se întâmplă cu roborul în fiecare zi. Deci pentru noi și ăsta a fost unul dintre elementele care ne-au determinat să ne gândim la o soluție. Pentru că calculele inițiale nu se mai potrivesc deja. Spuneți-mi un pic cele două credite cu BCR-ul. Da. Cum sunt influențate de robor? Sunt influențate sau nu? Ba da, dacă vă uitați la ce vă spuneam, undeva la pagina 5, aveți costurile pe creditele de la BCR. Aveți și costurile, cred că în coloana 2, dacă mi-aduc eu bine aminte, 2 sau 3. Cred că nu corespund paginile. Ba da, coloana din raportul de specialitate. Deci pagina din raportul 5, de specialitate. Da, la pagina 5. Acum ajung acolo. Da, cred că l-am găsit. Aveți acolo dobânzile aplicate pe cele două credite. Ia să vedem. Dobânzi, da. Da. Avem dobânzi, rambursări de rate de capital, comisioane, serviciu datoriei curent, gradul de autor. Interesant e să vă uitați la coloana, cred că 2, 4, 6, 8, rambursat până la zi. Să vedeți cât am plătit din, cu tot cu rate și dobânzi pe fiecare credit. Ăla sunt sumele care cred că... dau de gândit. Deci, noi am plătit până acum 233 exact. De milioane 551 exact. De mii 0,33 de lei exact. Și 86 de bănuți exact. Dintr-un credit da. Și din celălalt 98 exact. De milioane. Valoarea inițială a creditului era de 150 de milioane da. Primul credit și 72 de milioane al doilea credit. Da. Deci, practic... Aproape se dublează sumele. Nu... Cred că s-au dublat bine, 150 la 233, cu ce mai e de da, plată. Da, deci ideea e că în momentul în care ești... De ce încercăm o emisiune de obligațiuni cu cupon fix? Ca să avem o previziune pe nivelul de dobândă. Numai că aici trebuie să asiguri acel echilibru între nivelul de dobândă pe care îl oferi, dar în același timp și interesul celui care investește. Încerc să fac tabelul mai mare ca să vadă lumea, dar da. E tot deci, destul. Ce ne va avantaja în momentul în care vom avea o dobândă fixă e că pe toată perioada creditului, sau mă rog, emisiunii de obligațiuni, nu vom mai avea variații de cost decât în jos. Adică putem răscumpăra la un preț mai mic și atunci e clar un câștig pentru primărie. Sunteți primul interlocutor care înțelegeți în mod clar și direct care este necesitatea unei pauze comerciale. Vă rog. Luăm o pauză comercială și revenim foarte scurt. Nu e nicio problemă, vă rog, din contra. Dacă... Am revenit în direct, ne-am mai aerisit un pic și suntem în direct. Spuneați la un moment dat pe timpul discuției că după ce trece perioada respectivă, primăria, în cazul nostru primăria Piatra Neamț, poate să aleagă calea pe care merge înainte. Aparent, dacă pornim pe drumul obligațiunilor, eu nu spun că sunt bune sau rele, că nu mă pricep. Dacă pornim pe drumul acesta, pare că e mai ușor să rostogolești tot obligațiunea, dar nimeni nu poate previziona ce va sigur. Fi. Care sunt piedicile să mergi pe partea clasică, adică să duci din nou spre un credit? Dacă ai o emisiune de obligațiuni care curge. Nu există nicio piedică decât programul de investiții pe care ți l-a asumat. Deci dacă în momentul ăla vei avea un program de investiții care va avea nevoie de bani de la buget, nu vei avea o soluție pentru credit. În rest, nu ne oprește absolut nimeni.
Pe de altă parte, nu există o soluție mai bună sau mai rea decât una mai rea decât alta sau mai bună decât alta. În zona asta economică e foarte important să fii la momentul potrivit cu soluția potrivită. Nu există, și dacă cineva are un glob de cristal și o soluție, exact. Ar fi extraordinar. Cred că aici este și problema. Cum putem noi previziona, având în vedere contextul în care trăim? Cum îl previzionăm? Prin dobând. Adică dobânda pe care o vom solicita va fi cea pe care o solicităm noi. Nu va fi o dobândă impusă de un creditor. Noi vom avea o marjă de subscriere între 3 și 5%, spunem la momentul ăsta. Că, na, dacă mai trece timpul, probabil că lucrurile vor arăta un pic altfel. Deci tot se poate duce în sus sau în jos? Nu știu. La ce estimăm noi în momentul ăsta, cred că în sus, pentru că cam toate băncile centrale majorează inclusiv dobânzile la euro. Dar, pe de altă parte, dacă ați observat în piață, nimeni nu plătește dobândă la euro sau chiar sunt taxate sumele mari cu dobânzi negative. Bun. Acum, eu primesc mesaje în timpul emisiunii, mă mai uit pe ele din când în când. Chiar colegi din presă îmi dau. Dom'le, întreabă, mă scuz că te deranjez. Întreabă-l pe domnul Potolea, dom'le, am înțeles, vei vedem părțile bune. Care sunt riscurile? Și este o discuție care trebuie făcută. Sigur. Care sunt riscurile pentru o unitate teritorială, precum municipiul Piatra Neamț, care acum, de bine de rău, în momentul acesta, s-a mai stabilizat un pic din anumite puncte de vedere, vorbesc chiar la nivelul banilor, așa, care sunt riscurile unei asemenea emisiuni de obligațiuni? Pentru că, într-adevăr, vine domnul Miron și spune, chiar uite că eram chiar acum pe a avut o emisiune de obligațiuni la Reșița. Da. Și m-am uitat de curiozitate pe proiectele de hotărâri de la Reșița și ele seamănă foarte mult cu cele de la noi pentru că e aceeași problemă. Dar adică, ce e bun pentru asta? Și domnul Miron, care a fost și la noi, spune: permit autorităților să facă împrumuturi care să convină autorității locale, nu băncii. Dobânda este mai mare decât la depozit, dar pentru unitatea administrației teritoriale este mai mică decât să iau un credit la bancă. Și toată lumea este fericită. Eu aș spune că este fericită inclusiv firma de consultanță, că e normal să fie fericită, că nu muncești degeaba. Da, și cetățenii au unde să-și plaseze banii cu randament mai bun. Mă îndoiesc că foarte mulți cetățeni vor ajunge să plaseze banii, dar... Și aici e o discuție. Încercăm să creăm un echilibru între valoarea nominală a obligațiunii, ca să fie totuși interesantă și pentru investitor mai mic, pentru că e nevoie să ne asigurăm de succesul acestei emisiuni. Pe de altă parte, va fi nevoie de un randament pe care îl propunem și, la fel, randamentul va fi stabilit de noi, nu va fi stabilit de un creditor din afară. Apropo de firma de consultanță, nu ne oprește nimeni în momentul ăsta să discutăm chiar cu o bancă ca și firmă de consultanță. Adică sunt și bănci. Sunt variante. Sigur că da. Sunt bănci variante. Care în momentul ăsta fac consultanțe pe... au o subsidiară, un vehicul separat, care fac partea de consultanță și, dacă mi-aduc bine aminte, cred că la Primăria Capitalei au fost vreo 3 bănci implicate în emisiunea de... era o sumă destul de mare, vreo 500 milioane de euro. Și au fost vreo 3 bănci care au asigurat consultanța, deci n-a fost o firmă de specialitate. Deci... Îmi spuneați înainte de emisiune că la București ei, fiind, da, fiind o unitate teritorială mare, și au creat povestea un propriu... asta undeva de prin 2005 și au creat un departament propriu pentru toată partea de finanțări, nu neapărat doar obligațiuni. Care este motivul pentru care, de exemplu, Primăria Piatra Neamț nu face ea același lucru care l-a făcut și Bucureștiul? Adică specialistul are. Care e problema mai departe? De ce este o firmă de consultanță sau o bancă, mă rog, mai agreat într-un asemenea sistem? Nu e nevoie neapărat de agreere, sunt niște certificări care se obțin. Și oricât de specialist
mă rog, poate m-ați considera, nu am acele certificări pentru a negocia cu ASF-ul, pentru, adică orice discuție care are loc în afară de Ministerul de Finanțe, unde e nevoie de o discuție aplicată între primării oamenii care știu ce vorbesc, da. În rest, e nevoie de niște certificări care se obțin de-a lungul timpului pe bază de experiență în domeniul respectiv, pe niște testări de cunoștințe. Eu, lucrând în domeniul în care am lucrat, nu am aceste certificări și atunci nu aș putea participa în mod direct la negocierile. Asta e motivul pentru care... Firma de consultanță, probabil că are un portofoliu, da, și poate discuta cu ei. Bun, haideți să ne întoarcem la risc. Dacă departamentul în primărie ar fi existat și ar fi avut experiență pe domeniul respectiv, atunci departamentul respectiv ar fi făcut toată negocierea asta. Din păcate, un departament de tipul ăsta costă și pentru o operațiune punctuală nu cred că merită să înființezi un departament. Dar dacă ai de gând să faci... Da, să ai și buget. Bun, să ne întoarcem la riscuri. Vă rog. Eu le-am văzut așa cum sunt prezentate ele în raport, dar eu zic să îmi spuneți dumneavoastră care e cel mai important risc care ar putea să existe. Există două riscuri în momentul ăsta care eu le văd, pe care eu le văd, să zicem, nu neapărat mai importante, ci mai posibil de atins. E cel legat de subscriere, deși, așa cum discutam mai devreme, suma nu e o sumă extraordinară și da, piața e puțin neclară și randamentul s-ar putea să fie interesant sau nu pentru piață. Și celălalt risc e riscul de curs valutar. Riscul de curs valutar pe care în momentul ăsta nu-l poate anticipa nimeni. Noi îl estimăm acum destul de scăzut din motive pe care le vedem plauzibile. Adică e un excedent de bani în piață, vor mai veni bani în România, în mod special euro, prin PNRR, deci va fi excedent de valută în piață, chiar dacă nu mai există sursele clasice de intrare valută în țară, dar sursa va fi PNRR-ul, deci vor intra consistent valute în țară prin PNRR. Deci nu vedem strict o creștere de curs foarte agresivă. Pe de altă parte, o creștere de curs de 20%, care ar însemna un 6 lei, să zicem, ar însemna o creștere a datoriei cu 20%. Adică în loc de 100 de milioane, vei avea 120 de milioane. Nu e un risc atât de mare de speriat. Pe de altă parte, nici nu anticipăm să crească cu 20% cursul într-un termen foarte scurt. Flexibilitatea acestei emisiuni de obligațiuni îți permite ca în momentul în care vei vedea că trendul e de creștere, să cauți o altă soluție. O sună Valentin Miron, nu-mi dau seama de ce. Vrea să ne salute, probabil. Vrea să ne salute sau să ne ajute. Da. Promit că o să fac o emisiune cu domnul Miron. Da. Dacă vreți, pot să-i răspund. Eu nu am niciun fel de problemă. Dacă okay. Numai problema este să audă. Da, nu. Okay, deci dacă dați drumul să se audă. Dar îl puneți pe speaker, vă rog. Da, sigur că da. Sigur că niciun fel de problemă, chiar nu. Eu am avut de gând să-l sun înainte de emisiune, dar am zis... Vă salutăm, sunteți în direct pe speaker, sper să... Da. Spusese domnul primar ieri că urmează o emisiune... Chiar acum sunt în direct în emisiune și domnul Bălănescu vă promite că în momentul în care lucrurile evoluează o să avem o emisiune direct cu dumneavoastră. Dacă tot... Nu știu dacă mă auziți. Dacă l-auziți pe domnul Bălănescu, vrea să vă... Bună dimineața, domnul Miron. Bună dimineața, domnul Bălănescu. N-auzit. Purtăm același prenume, așa că... Domnul Miron, dacă tot eram cu discuția la riscuri, riscurile unei asemenea emisiuni de obligațiuni, v-aș ruga și pe dumneavoastră, în calitate de specialist și cunoscător al pieței, ci să ne completați puțin apropo de riscul de curs valutar. Este un lucru pe care noi de aici, de la Piatra Neamț, nu-l putem sesiza, necunoscând foarte bine toate datele. În raportul de specialitate care l-am în față, se vorbește la un moment dat chiar și de o posibilitate de depreciere a monedei naționale cu 20%. Este fezabilă această cifră? Cifra de 20% care este prezentă în raportul de specialitate este dată cu titlu de exemplu. Nu
estimăm în următorii 2 ani o depreciere a monedei naționale. Mai mult decât atât, toate informațiile prezente pe piața financiară indică o apreciere a leului în primăvara anului viitor. Și am să vă explic, e foarte simplu. Prin PNRR intră peste 30 de miliarde. Probabil că nu o să putem să-i absorbim pe toți. Dar ăștia intră în euro. Masa monetară în lei este fixă. Banca Națională nu tipărește monedă în lei. În momentul în care încep să intre banii ăștia din PNRR în euro, în momentul în care mai intră cel puțin 3-4 miliarde de la așa numiții căpșunași, în momentul respectiv va exista o masă importantă de euro care intră în țară și care trebuie schimbată în lei, pentru că toate lucrările care se fac prin PNRR se fac cu contractori aici, se fac în lei. Schimbul valutar va pune presiune pe moneda leu și evident va crește, pentru că nu poți să schimbi atâția euro în lei fără să crească leul. Deci leul se va întări în prognozele noastre, începând în primăvara anului viitor. Bine, nu ne așteptăm la o întărire spectaculoasă, dar cred undeva 4,5-4,6. Deci acel 20% este doar un exemplu pentru a demonstra că în cazul în care, presupunând prin reducere la absurd și în cel mai negru scenariu, avem o devalorizare a monedei naționale cu 20%, această devalorizare ar impacta exclusiv dobânda. Nu va impacta și capitalul împrumutat. Am înțeles. Capitalul împrumutat se va refinanța la scadență printr-o altă emisiune de obligații. Deci, practic, banii privați de pe bursă vor suporta o astfel de devalorizare, dacă va exista, dar noi spunem că nu va exista. Și vorbim despre o nouă obligațiune de emisiuni ca posibilitate, pentru că putem alege și altă cale după 10 ani, nu? Cu certitudine, cu certitudine. În funcție de condițiile pieței financiare la momentul respectiv, vom aprecia o soluție care tot la fel să fie cât mai favorabilă pentru bugetul local. Uitați, am un comentariu de la un domn care spune cam așa. Luând în considerare că inflația crește în toată Europa, el dă o cifră, 10%, peste 10%, 5%, 5% ce oferă primăria în momentul acesta ca randament. Ca randament, nu face altceva decât să erodeze valoarea banilor noștri. La maturitatea acestor obligațiuni, tu cel care investești, probabil că e un om care știe despre ce vorbește, pierzi aproximativ 50% din valoarea investită, zice el. E ceva care poate fi luat în calcul în această discuție? Bineînțeles, ascultătorul dumneavoastră are dreptate. Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al unui investitor, într-adevăr, o dobândă de 5% nu este favorabilă. Pentru că în calitate de investitor și eu, ca orice investitor, aș dori să-mi păstrez valoarea banilor, ba chiar mai mult, să o multiplic. Numai că aici vorbim despre bani publici și despre obligațiuni făcute pentru obiective de infrastructură ale primăriei. În acest caz, simt nevoia să fiu un pic mai cinic și să spun așa. Dom'le, ca investitor, du-te dumneata și investește acolo unde îți dă cineva 10%. Eu îți ofer o variantă să-ți erodezi mai puțin banii, pentru că dacă te duci și te pui în depozite bancare, primești 1%, care și-a la impozitat. Dobânda la obligațiuni nu este impozabilă pentru persoanele fizice. Deci veniturile obținute din obligațiuni nu sunt impozabile pentru persoanele fizice. Și atunci acel 5%, să spunem, sau 4,5% sau 6%, cât va fi la momentul respectiv, este de fapt o dobândă reală mai mare, pe de o parte. Pe de altă parte,
piața geme de bani care nu pot fi investiți nici măcar cu acești 4-5%. Va fi într-adevăr o competiție pentru cei care vor să-și erodeze mai puțin averile, să găsească instrumente în care să poată investi măcar cu 5%. Deci nu fac griji din punct de vedere al potențialului de vânzare a acestor obligațiuni. Și îmi pare rău că primăria nu poate răspunde investitorilor dându-le o dobândă de 10-12% sau de 15%. Dar asta n-ar fi corect vis-a-vis de banul public și vis-a-vis de bună gestionare și eficientă gestionare a banului public. Păi cum adică să plătesc dobândă de 12% sau de 7-8% cum face Bucureștiul? În momentul de față, Alba Iulia plătește la emisiune de obligațiuni în lei 3%. Da. Ceea ce pentru bugetul local al municipiului Alba Iulia este foarte bine. Îmi pare rău că nu putem satisface interesele tuturor investitorilor, dar primordial este gestionarea bună a banului public. Am înțeles. Totuși, eu constat așa, că vorbim despre niște... Suntem pe o piață volatilă, ca să spunem așa. Vorbim despre niște lucruri pe care încă... Noi știm așa, vor veni bani de la PNRR. Deocamdată nu știm câți bani nu vor veni de la PNRR. Noi socotim, avem 30 de miliarde, vin, alea ne umple piața cu valută. Și de acolo noi facem niște previziuni. Dar cunoscând performanțele României în ultimele, cum se cheamă astea? Nu zicem cincinale. Cincinale, așa, de atragerea fondurilor europene, experiența nu este extrem de, spun eu, de foarte acord, bună. De acord, dar nu vor veni toți, dar tot vor veni niște sume. Hai vor veni, asta da, că vor veni deja, niște sume. Deja sunt în conturi în momentul ăsta. Undeva în jur de 4 miliarde de euro care să ne utilizați. Să-l mai rog pe domnul Miron ceva și după aceea promit să discut cu domnul Miron într-o emisiune, numai cu dânsul, chiar și pe Skype, dacă este cazul, dacă nu. Domnul Miron, spuneați așa că nu vă este teamă de faptul că nu vor veni oameni. De ce vă este teamă referitor la această emisiune de obligațiuni? Este teamă de evoluția în continuare a pieței financiare internaționale, pentru că vedem inflația galopează, nu doar la noi, ci peste tot în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Orice încercare de a forța și de a crește dobânzile de referință de către Banca Centrală Europeană ar duce la o destabilizare a economiei, la o încetinire a motoarelor economiei, practic la o recesiune. În cazul în care, în acest interval, până când vom reuși să facem emisiunea de obligațiuni, chestie care durează 6-7-8 luni, aceste condiții și aceste riscuri ar putea să apară de recesiune în Uniunea Europeană, evident, ele vor fi prezente și la noi. Poate cu o mică întârziere, dar vor fi prezente. De acest scenariu mi este frică, pentru că în recesiune fenomenul investițional este mult mai redus. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnul Valentin Miron, și eu sper să putem face o emisiune după ce va trece ședința de joi și să vedem, în funcție de rezultatul votului, să vedem cum evoluează lucrurile. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Da. Domnul Potolea, deci rămăsesem la riscuri. Am văzut completarea domnului Miron, am văzut ce se discută. Există momentul acesta, este un moment propice pentru a merge în direcția aceasta, în condițiile în care, dacă vom asista la o depreciere a monedei, noi cum plătim la BCR? În lei, nu? În lei. În lei, dar plătim la dobânzile actuale, care nu mai sunt, adică deprecierea pe care nu o vedem în curs, o vedem în dobândă. Deci în momentul ăsta, dacă la începutul anului noi aveam undeva în jur de 5%
costuri totale, acum avem dublu, undeva aproape 10%. Deci 10%? Păi roborul, uitați-vă, roborul e 6,7, da, plus 2,5, cât înseamnă? Aproape. Plus comisionul de administrare? A, bine, asta a fost un comision de administrare special la Piatra Neamț. L-am văzut de la început. Eu am scris la începutul mandatului domnului primar un material în care am luat creditele, le-am analizat și eu tot așa la vremea aceea. Erau alte sume, acum am găsit materialul. Și mi-a sărit în ochi comisionul de administrare, care era interesant. Astea sunt riscurile de negociere cu un singur creditor în condițiile în care tu ești mic și el e mare. Adică, în condițiile în care negociezi cu un creditor de tip BCR... Bine, avantajul la negocierea creditului cu BCR-ul este că, totuși, după aceea, primăria s-a bucurat de prezența în primăria unui om de la BCR care știa exact cum merg lucrurile în bancă. Da, nu știu dacă asta are vreo relevanță. Cred că mai relevant era cum utilizam acele credite. Deci, corect. Asta, cred, și asta este. Și asta e adevărat, că dacă mi-aduc aminte cum s-au aruncat banii pe Cozla... Și nu numai. Și nu numai, da. Dar eu asta cred că e mai important și, din păcate, nici nu răspunde nimeni, pentru că temele s-au prescris, legislația e cea care e și orice ai încerca în momentul ăsta să atragi și răspunderi sau altceva nu mai e posibil. Că știu că au existat dezbateri și pe tema asta, de ce nu răspunde nimeni. Din păcate, orice am încercat în momentul ăsta e mult prea târziu de a mai cere... Bun, dar... Probabil alte administrații ar trebui să facă lucrul ăsta, nu l-au făcut. Bun, acum, apropo de asta, fac o paranteză. M-am bucurat foarte tare când am văzut pe panourile de publicitate din oraș olimpicii promovați. Dom'le, ăștia au câștigat pentru municipiul Piatra Neamț premii, olimpiade. Eu aș vrea să văd pe panourile de publicitate din Piatra Neamț și membrii Consiliului Local care au votat aceste împrumuturi, care după aceea au votat investițiile, că tot s-a prescris, dar măcar un pic de publicitate să le facem, să-i avem acolo. Cred că un ONG ar putea să ia această inițiativă, să ia un program pe fonduri din astea pentru ONG-uri de la primărie și măcar timp de o lună de zile în sezon turistic să-i avem. Oamenii care au făcut ca municipiul Piatra Neamț să plătească un miliard pentru asta. Oamenii, și le schimbăm, știți, la o săptămână. Măcar așa. Asta este proiectul dumneavoastră. Este proiectul meu. Dar ar fi, cum să spun, de bon ton. Măcar atât. Pentru că banii au venit. Unde sunt ei acum? Dacă facem o analiză atentă, îi găsim. Dar nu în investiții. Și în investiții sau, personale. Sau în investiții cu materiale care n-au fost cele care ar fi trebuit. Pe Cozla avem foarte mult lemn și e ok că e foarte mult lemn, dar din păcate lemn netratat. Și acum tot ce înseamnă balustrăzi sau tot ce înseamnă podele se duc. Da, se duce. Da, pentru că așa au fost făcute la momentul respectiv. Adică nu cred că, exact ce spuneam mai devreme, important era cum au fost sau cum vor fi utilizați acei bani. De-aia, din păcate, noi în momentul ăsta, suma nouă înseamnă 20 de milioane, deci nu e o sumă extraordinară. Și ce spuneam mai devreme, e important să avem proiecte pentru viitor, din degrevările de sume care rămân, să avem proiecte pentru viitor care să fie proiecte cu adevărat pentru administrație. Adică banii care vor rămâne vor trebui cheltuiți cu un scop clar pentru comunitate. Bun, am văzut aici la riscuri, riscul de a nu obține rating la categoria investment. Păi nu. În principiu, agențiile de rating cam merg pe riscul de țară. Deci, în principiu. Asta nu înseamnă că e un lucru garantat. În cel mai rău caz, dacă nu există, nu va fi riscul de țară, va fi un risc puțin sub nivelul riscului de țară. Pe de altă parte, investitorii care vor achiziționa acele obligațiuni sunt obligați să cumpere obligațiuni cu rating. Deci asta e regulamentul lor. Fondurile de pensii sau băncile sau privații n-au nicio problemă. Deci un cetățean poate să cumpere cu riscul, dacă randamentul îi convine, poate să cumpere cu ce risc vrea. Dar de-aia suntem obligați să mergem la agențiile de rating. Pentru că un fond de pensii, o bancă, apropo de ce spuneați dumneavoastră, care va dori să cumpere
obligațiuni, va trebui să aibă obligatoriu un rating. Nu înseamnă, sigur, dacă ratingul va fi junk, atunci nu se discute, dar nu suntem în situația asta. Bun, acum, vă întreb așa, ca un total nespecialist, de ce o municipalitate, un județ, nu poate emite niște obligațiuni care, cum să vă spun, nu știu cum să mă exprim ca să înțeleagă toată lumea, care să nu mai fie nevoit, să nu fie nevoit să treci prin toate aceste firme. Deci, emiți niște obligațiuni, îți asumi niște lucruri și le vinzi populației tale. De acord cu dumneavoastră. Aveți certitudinea că cei care le vând sunt serioși și nu mă refer la primăria Piatra Neamț, deci, la o primărie în general. Ăsta este răspunsul care vroiam de la dumneavoastră. Deci, de-aia există organisme de reglementare care să asigure transparență, seriozitatea administrației, pentru că noi nu putem garanta că pe cei 10 ani toate administrațiile vor fi la fel de serioase ca actual. Deci ăsta e răspunsul care l-am văzut de dumneavoastră. Cine îmi garantează mie acum? Deci în momentul ăsta, Bursa de Valori, care e transparentă, Ministerul de Finanțe, ASF-ul... Altceva. Cine îmi garantează mie acum, apropo de seriozitatea și, știu eu, priceperea unei administrații, că banii pe care îi iau acum, cei 20 de milioane care rămân și ceilalți care nu-i plătesc, 60 de milioane, vor fi folosiți mai bine decât cei care i-am luat prin creditul la BCR. Pentru că și atunci exista o adevărată emulație. Vom lua bani și vom face. Vom face, vom face, vom face. Dincolo de această emisiune de obligațiuni, pe mine ca cetățean mă interesează ca acei bani pe care îi luăm să-i văd în proiecte fezabile, proiecte care să genereze dezvoltare, nu să genereze plus valoare în buzunarele unora. Vor fi proiecte care vor fi supuse aprobării, veți avea posibilitatea să le scoateți la dezbatere, deci și, până la urmă, văzând și făcând, vom vedea, apropo de seriozitatea proiectelor pe care le propunem. Pe de altă parte, banii respectivi nu prea poți să-i folosești pentru proiecte doar la nivelul primăriei. În general, sunt proiecte care sunt pe fonduri europene, sunt proiecte, deci dacă ați văzut... Cofinanțări. Cofinanțări. Deci noi am fi vrut să ne ducem pe proiecte ale primării care nu aveau legătură cu strict cu finanțele europene. Dar Ministerul de Finanțe în momentul ăla îți face o analiză foarte clară, exact ce spuneați mai devreme, și exista riscul, în afară de riscul de a nu fi aprobat, exista riscul să nu avem plafon, pentru că plafoanele pentru anul ăsta s-au terminat. Deci ce discutăm noi acum este în afara plafonului, pentru că sunt fonduri europene și credite deja existente, care au fost aprobate odată. Deci nu mai e nevoie de un plafon. Dar plafoanele pe anul ăsta s-au terminat la Ministerul de Finanțe, din câte știu eu, s-au terminat. Deci asta ar însemna că chiar dacă am fi vrut să obținem proiecte ale primăriei, să așteptăm anii următori pentru aprobare la Ministerul de Finanțe. Da. Deci unul dintre jaloanele principale e aprobarea de la Ministerul de Finanțe. Iar Ministerul de Finanțe, în momentul în care ai fonduri europene sau credit existent, în principiu aprobarea e mai degrabă un aviz. Ce se întâmplă dacă nu avem o subscriere totală la obligațiuni? Să spunem că avem 60%, 50%. Există două variante. Nu accepți integral subscrierea. Deci și... nu accepți. Nu ești obligat din momentul în care i-ai dat drumul. Nu. Dacă ea nu se încheie, nu ești obligat să accepți. Nu. De asta vreau. Când faci închiderea, vei stabili în momentul ăla. Dom'le, nu s-a subscris integral, să renunță. Asta va fi în prospectul de emisiune pe care îl discutăm cu ASF-ul. Și de asta spun că e nevoie de un specialist și o firmă care are experiență în asemenea tipuri de tranzacții și care va obține sau nu acordul ASF-ului pentru așa ceva. Deci ai posibilitatea să nu accepți nimic sau să accepți la nivelul respectiv în funcție de procentul pe care l-ai de subscriere. Eu de ce insist pe lucrurile acestea? Pentru că vreau să știu dacă aprobarea consilierului nu de acum, acum este demararea procesului, da? Exact. Deși e un lucru important. De acord. Așa. Aprobarea aceea finală este bătută în cuie sau eu pot și la final, dacă nu s-a subscris totul, să mă opresc. Sigur că da. Și mă opresc și atunci cu acordul consiliului local sau iau decizia... Tot cu aprobarea consiliului local. Deci în momentul ăla să faci o analiză finală a subscrierii,
Se vine în Consiliul Local. Da, sigur, dacă oferta a fost subscrisă integral, nu te mai poți întoarce. Adică ești neserios. Și pentru piață și pentru oricine. Adică, stai, domnule, m-am răzgândit. Dar în momentul în care există elemente care nu sunt în conformitate cu prospectul de emisiune, te oprește. Și de-aia apare comisionul de succes. Deci... Da. Și asta era și riscul pe care ați văzut că l-a transmis și domnul Miron. Există riscul ca pe perioada până efectiv obținem toate aprobările să apară elemente în piață care să-ți spună, domnule, stop, nu mai merge mai departe. Da. Eu mă bucur că am putut discuta lucrurile acestea. Fiecare operațiune de genul acesta merită discutată și nu numai aici, pe o porțiune cât mai largă, care accesibilă populației. Eu aș fi, dacă aș fi fost primărie, aș fi făcut chiar, nu știu, că nu-s costurile atât de mari, un pliant care să merg la cetățeni. Va fi făcut un pliant, deci în momentul în care... Asta presupune inclusiv demararea... Deci va avea un pliant, va fi un pliant în momentul ăla, de aia ai nevoie, una de cheltuielile cele mai mari în zona asta de emisiuni, va fi partea de publicitate, care va trebui să asigure transparență pe de-o parte și pe de-altă parte succes. Deci dacă nu te duci cu un element transparent și cu elemente foarte clare către investitor, riscul de succes e maxim. Și atunci va fi. Deci în momentul ăla va fi un pliant, vor fi mai multe. Am depășit spațiul alocat emisiunii cu 6 minute, ceea ce înseamnă că... A existat interes. A existat interes. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Așteptăm ședința de joi să vedem cum vor evolua lucrurile. Eu bănuiesc că în urma discuțiilor vor evolua în sens pozitiv, în sens pozitiv pentru cei care au promovat proiectul și vom vedea după aceea ce ne așteaptă în continuare, vorba domnului Potolea, văzând și făcând. Cele bune, numai bine! Și eu vă mulțumesc!